Bueno, stai, stai. Și ne cam apropiem de sfârșitul ședinței de toaletaj. În principiu, cam ăsta, fi câinele, mai am de să-i fac capul și ceva. Să se vadă în cameră. Uitați-l cum arată, mai țineți minte cum arăta când a venit? Și culoarea s-a schimbat, parcă, nu? Așa este. Stai bine, nu? Codița, asta e că nu-mi calce la pune. Ceva de finisat. Super. Uitați-l cât de frumos este copilul. Stai. Și acum ne apucăm de cap. Stai, tata, fii cu minte, că dacă ești cu minte, merge repede și iese bine. Ia să vadă tata, stai. Stai, uite de la mine. Păguță, uite de la tata. Așa, bravo, mulțumesc. Ești foarte cuminte, n-am ce să comentez. Minunat, cățel. Stai, mă, nu trage urechile, să văd eu. Nu trage urechile. Și acum, să creăm crizantema. Stai, bine, tu. Stai, tata. Stai că nu se vede în camera. Stai un pic mai așa. Așa, tata, stai. Stai că stai. Ochișorii tăi. Unde e? Trebuie scos. Bravo, puiul. Stai, Vito. Nu voi că... Stai. Că e lungă aici.
Foarte bune foarfecile astea noi, foarte bune. Sunt mulțumit. Vă recomand să vă luați, stai. Le găsiți pe Amazon. Firma se numește... cum se numește firma? Novo Saco, taiwaneză, din oțel, deci nu o tablă de aia ordinară. Sunt calitate, preț, super. Nu credeți că le fac reclamă când am luat bani de la ei. Pur și simplu, îmi plac. Momentan. La cât au costat, sunt, stai, sunt ok. Gău, ești frumos, tata, stai că aici. Mai scoate un pic. Stai bitu. Bravo. Cam asta ar fi cățelul. Mai am mici retușuri și este gata de plecat acasă. Sper că vă place cum arată. Capul tata iar atât de cap. Și urechiuțele. Ia uite. Ei, te-ai plictisit. Hai, mulțumim. Salutări, tovărășești. Stai.